Salvatori și pompieri din cadrul Serviciului Protecție Civile situațiilor excepționale i-au format pe copii de la școala primară din orașul Florești cum poate fi prevenit un incendiu și ce acțiuni ar trebui întreprinse în cazul unei situații excepționale. Le este amintit numărul de telefon 901, care trebuie apelat în caz de incendiu, și importanța anunțării echipelor de salvare. Această companie este predestinată pentru popularizarea Serviciului Protecție Civile și situații excepționale, privind prevenirea situațiilor excepționale în cadrul populației. Această companie va decurge în timp de perioada primăvară-vară și este folosită pentru profilaxie cazurilor de incendiu de pe teritoriul raionului Florești. Salvatorii le-au adus la cunoștință copiilor tipul de intervenții care sunt desfășurate, și anume intervenții la incendii, salvarea vieților omenești, descarcerarea, inundații și multe altele. Mie mi-a plăcut cum au povestit ei despre salvarea oamenilor. Sunem la 901 și chemăm pompieri. Mi-a plăcut cum a prezentat obiectele și cum salvează ei oamenii. Obiectele cu care stâng focul. Sunăm la pompieri 901. Potrivit datelor statistice, de la începutul anului 2015, pe teritoriul raionului Florești au fost produse 19 incidente, iar focul a luat viața 5 cetățeni.